Gittin' it as soon as you get. Рок. Я маю фірмати на тому. А що пець? Ми стоїмо цікаво на полі. Дай полці. Можна сусити тут машину. Дай полці самопропят. Фата era o leacă în depresie pentru că certați cu prietenul ei. Și în timp ce s-au apropiat polițiști, așa de la nimic, ea și-a ieșit din mine și a început să certe cu polițiștii în continuare. Și de asta stai cu cătușa acum? Și, nu știu, polițist încerca să pună mâna pe ea, să o calmeze probabil și așa a ieșit și mai mult din mine și a început să manifeste oarecum fizic. Și polițiștii au pus-o la pământ, așa ca pe un criminal. Dar și prezintă pe Rico? Păi asta i-am întrebat și eu, au venit vreo 7 polițiști. Prezintat pe Rico. Pentru cine? Păi poate ați provocat-o, nu? Poate ați... Ce, o sărit ea la dumneavoastră? V-a văzut în uniform și o sărit la dumneavoastră, da? Nu sărit la mine. Eu m-am apropiat deoarece că sunt la moment în exercițiu funcțional. Așa, dar ea e un cetățean liber, nu e în exercițiu funcțional. E cetățean liber. Așa. M-am apropiat să întreb care e procedura, deoarece că la moment... Ce procedură? Că n-are nicio procedură, ea e liberă în spațiu public. Dați-mi voi să mă exprim până la urmă? Da. Deci ce făcea ea ilegal că v-ați apropiat de ea? La moment îi consumau băuturi alcoolice. Și ce, interzis? Interzis. Și ce consumau ei? Berea. Și berea e băutură alcoolică, da? Sigur. E băutură răcoritoare. Nu cred. După ora 10 e permis. Короче, eu am nu vreau să mă sui în oază cu Isa pentru că eu știu cum e să-mi dai așa o mamă de bătaie că eu de mână să mă înțeleg pe mine. De ce ai mai fost bătută? Am mai fost bătută. Tot la poliție? Tot la poliție. Un an în urmă. Oho. Tot la Buicani? Pe București, așa, din colo în colo. Vedeți ce imagine are poliția în societate? Suntem oameni de voi. Da, hai că eu mă nu pot să-l ies. De ce? Că luat bătaia anul trecut. Da, proce. Că luat bătaia anul trecut, de la polițiști. Anul trecut a fost tot alt. Oare, da, era același guvern, același ministru. Dar să-mi dovesc că au fost bătute sau au fost mătate. Omul are motive, dumneavoastră nu trebuie să întrebați. Sunt multe motive. Cine mi-ai curtat de întrebări? Eu. Nimeni nu-i curtat. Eu sunt curtat. Dar tu ce îmi le cu cătușele cele pe mână? Știi, în realitate n-ar avea voie să-mi pune cătușele. Da. Adică dacă prezint pericol știi, public. Mi-a pus. Văd că ți-a dat drumul acum, măcar nu ți-a... Da, mi-a dat drumul din una, poți să te duci acasă, ai breloc fain. Dar știi chestii? Mă scriu din asta, nu pot să-mi dau drumul, pentru că cheie sunt de iet. Ai să o tai acasă. Și nu trebuie să îmi bucă de însă. Ai să o tai acasă. Nu deci tu ești liber acum sau vor să ia la consulat? Nu, eu după idee ești liber, dar știi cum e chestia? Mă scurtă cheie sunt duiet și nu pot să scot. Așa dotare are poliția da, noastră. Da, și încerc, știi, să scot așa, dar văd că statul nu se primește curăță. Mă rog, trebuie să spun tot, mai ales că dacă mă sui în mașină și eu știu precis că scol așa o mamă de bătaie să-mi deie, pentru că m-au avertizat aseară băieții. Și a spus că da. Dar de ce aseară? Și de aseară ai conflict cu poliția? Mă rog, aseară am avut așa o leacă, dar eram cu niște prieteni. Tot cu polițiști? Spus, da. Știu. Deci crezi că ei se răzbună pe tine de aseară? Nu cred, dar ideea e că aseară lui prietenii mei le-a spus că băi, luați-o cu fata asta de aici, pentru că dacă ei rămâne aici și dacă vine mașina și aia, o ia la sector și acolo când o să-i frece, mamă de bătaie. Aha, deci v-am amenințat. N-a să mai ridici și n-a să-și mai amintească de... Am înțeles. Cum te numești? Lidia. Lidia. Și chestia că au venit cu aceeași mașină. Ca aseară, da? Al de... Dar de ce? Ai sărit la el la bătaie că văd că e murdar de sânge polițistul ăla. Da, săracu, n-am ce-i faci. Dar vezi și stă cu minte. S-o liniștit acum că sunt martor, dacă erați numai voi, cred că ai vrei să ai tu vânătăi numai. Da, nu, că până că, știi, ștești, nu, am sărit pentru că o sărit el la mine, știi, dar evident că eu m-am apărat. Am înțeles. Și... Ei, câți erau polițiști la reținere? Nu, la început erau doi, după asta am mai venit încă doi, după asta încă doi. Și acum atât comisariatul ei. Am atât comisariatul ei. Și ești cu pistol, tu e seama că poate să-ți facă bort în undeva. Sutien.
Așa că noi te bun. Și acum de ce vreți să o rețineți? Și unde vreți să o duceți? Nu. Gata, nu mai rețineți. Să ne deplasăm la comisariat. Păi de ce? Deplasați-vă pe ea, de ce vreți să o luați? Ea de ce vă trebuie? Ea nu-i om liber acum. Ea nu-i om liber acum. Lămurim la comisariat ce a fost, să depunem explicații. Dar ce nu vă lămuriți aici? Nu plouă, nu ninge. Stați pe bancă acolo, faceți proces verbal dacă e cazul. De ce vreți să o privați de libertate? Nu privezi de libertate, să nu stăt tot. Deci te duci de bună voie la comisariat, da? Nu, nu mă duc cu te. A, speri să-ți scoată cătușele? Sper, sper, cea mai mare speranță. Roagă-te, văd că ești credincioasă, poate Bojica te ajută. Poate. Seamnă că chiar am obosit alea, că știi că... Știu, cu doi polițiști e greu, am încercat și eu odată. Nu, dar mi-ai pus și anul trecut. Cătușă? Mi-a dat o mare bătaie, așa frumușel, că avem după asta și ochii vineți și tot ce vrei. Părea emo. Da, eram un fel de... Da. Și după aceea se miră de ce steme lumea de poliție. Și voi ați văzut tot incidentul? Da. Și zici că ai filmat-o, Leac? Da, filmat. Ne dai și nou? Publici? Sigur. Publici pe YouTube și noi băgăm pe curaj. Lasă-i vadă lumea la față. Poate ai vedea și Recean și comisarul orașului, cine? Cârlig, așa-l care bătea în aprilie. Și progres avem. 1989. Mai tine că ne-am plimbat și noi cu dubița asta. Mafia lui Recean. Eu stau aici, eu stau aici, eu în chestia asta nu intru. Și nici nu știu ce să mă băgați. Nu, 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 nu,
Nu m-am apropiat fără motiv. Eu n-am înțeles. Vreau jumătate de oră, ei vin înapoi și tot ce stau. Ba, da! Ești un static acum, Deamă. Dacă ai cătușele lor, îți închipui? Ce logică de polițist. Dacă i-am pus cătușele, Deamă, gata, e fata noastră. A voastră, nu? Văd că vreți să o luați. Văd că vreți să o luați, Deamă. S-o privați de libertate, e om liber acum, dar voi o băgați în dubiță. Păi întreb și eu, de ce s-o privați de libertate? Aveți vreun temei legal? Lidii vreau să ne lămurim. Dar nu vreau să vă lămuriți, eu vreau să-i scoateți cătușele, puteți? Ce nu? Nici măcar scoateți cătușele nu sunteți capabili. Ce nu? Acolo? Deoarece că domnișoara s-a comportat agresiv și cheia a fost deteriorată. De regulă cătușele spun pe oameni agresivi. Ce fel de cheie vezi voi că se deteriorează de la așa... De la așa floare pe plăpândă. Nu sunt cheilor sau cătușe sau mijloacele speciale. Eu am spus, eu rămân cu asta aici, pentru că nici n-am unde să mă duc. Unde vreau să mă duc pe catuiza. Nu, tu zici că așa e moda, e fain. Cătușe spune. Cătușe, da. Ce faci? Într-o anumită situație și eu m-aș căca pe ele. Cultural? Mai cultural. Da, deci, cultural. Aș face niște bucățele de excremente peste chestia asta. Și eu m-aș pușa deasupra. Vrei să vezi? Haideam. Ba da, ba da, ea e om liber și dumneata ești slujitorul legii. Nici ea nu are drept. Dumneata ești apărătorul drepturilor omului. Sigur, ea nu are drept, spui... Mâna pe uniformă. Păi ce te-ai apropiat și te-ai băgat în sufletul nu ei? Nu, eu m-am apropiat. Păi ce te-ai băgat în sufletul ei? O sărit ea la bătaie la doi polițiști. Așa de beată e. Nu cunoașteți cazul și cum a fost. Da, dar eu văd, sunteți doi polițiști și o fată zgâriată. Serios. Ce interes avea sărac copil să bage în gura lupului? Copil? Nu prea seamănă copil. Seamănă, seamănă. Din păcate, nu am... Gata, ești o static a cătușelor. Nu
пуні ми на ласи. Deci ați reținut-o, nu? Ați privat-o de libertate. Domnișoară, ești reținută. Eu nu stau aici ca... Eu nu am de gând să urc în mașină și el mă ia de asta. El nu are drept. Nu! Eu nu mă sui în mașină. Nu! Nu. Veniți înapoi, veniți. Deci pentru asta o rețineți ca să-i scoateți cătușele? Nu. Dar sunteți primitivi. Sunteți sălbatici. Îi încălcați drepturile fetei. Voi ați greșit, i-ați spus cătușele fără motiv și tot de asta o rețineți. Eu nu intru aici. Încălcați drepturile fetei. Nu vreau. Domn președinte, domn Timofte, se încalcă drepturile omului lângă președinție. Domnul Timofte! Săriți în calcă drepturile omului! Domnul președinte! Se încalcă drepturile unui om! Săriți! Poliția! Andrei, dar tu-și treaba aia acolo, trebuie? Filmează măcar! Mafia lui Papuc și a lui Recean! Bandiților!